Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la primul episod din Car Vlog. Suntem aproape de căsuța mea acum. Să facem o mică plimbare. Tocmai am spălat un pic mașina. Aici apare service due. Am făcut service, frate, trebuie să mai scot chestia de acolo cu service due. Bun, în acest video o să vă prezint mașinuța mea. Fraților, ăsta e un Audi A6. E din 2008, luna 12-a. Are un motor V6 de 2,7 litri și dezvoltă 180 de căluți. Mașinuța a fost resoftată și chipuită. Acum dezvoltă 240 de căluți. Cel puțin asta mi s-a zis. Ce zic, fuge destul de tare. Ca opțiuni e full. E S-Line. E S-Line doar în interior, nu și în exterior. Elementele de S de exterior urmează să le achiziționez în vara asta, pentru că propun să o și înfoliez mașinuța. Și în cazul ăsta, nu știu, dacă tot o înfoliez, o să cumpăr și elementele de S și o să le fac toate complet. O să fac toate atunci complet și o să iasă super tare. Așa. Mașinuța asta e combi. O să vă întrebați de ce am ales combi. Păi combi, frate, pentru că e mare. Ce are un portbagaj, dormi liniștit în ea dacă vrei. Când am cumpărat, am încercat și berlina de la modelul ăsta și nu mi-a plăcut. Pur și simplu nu m-a atras spatele nu m-a atras absolut deloc. Portbagajul într-adevăr era mare și la berlină, dar ușa în care, spațiul prin care introduci în portbagaj, extrem de mic. Trebuia să te aplezi, să te bagi așa pe burtă, pe subia, în pana mea, ca să poți să faci ceva. Bun. Mașința asta e manuală. Nu am vrut automată. Îmi place mult mai mult manuală, cum se simte, cum merge. Îmi place să schimb eu aici, să simtă treaba. Schimb eu vitezele și așa mai departe. Am înțeles, e super ok și automata, dar chiar nu, multitronicul ăla e foarte smecher, dar nu, chiar nu, era și mai scumpă multitronicul și chiar nu, nu am avut nevoie, mă mulțumesc asta destul de mult. Mașința e neagră pe afară, am acolo o oglindă spartă, oglinda asta am spartă într-un căcat de ăsta, dacă se vede, chestiile astea albe pe marginea drumului. Era o tâmpenie de aia înclinată către drum, iar eu eram foarte aproape de linia asta albă și nu mi-am dat seama de lucrul ăsta. Și mi-a atins-o fix în colț, de ajuns cât să o închidă, iar când s-a închis, s-a spart, pur și simplu. Funcționează perfect, doar că sticla e distrusă și plasticul de dedesubt e crăpat. Trebuie să înlocuiesc plasticul de sub ea și sticla cu totul ca să o fac din nou ok. Chestia asta nu s-a întâmplat de foarte mult timp, dar sincer, chiar nu, nici nu mi-a dat interes să o schimb, nici nu am avut bani să o schimb, pentru că am înțeles e foarte scumpă și nu, nici timp, frate, chiar n-am avut timp, deci chiar n-am avut timp să caut, să mă interesez de ea. La programul care l-am la muncă nu prea îmi permite să fac foarte multe. Am putut să autobandă. Așa că o să schimb, cred că o să schimb când o să iau și piesele pe DS pe afară, atunci o să schimb și pe aia. Trebuie pe bandă de accelerare. Bine am dus. Camioanele mele iubite camioane. O să facem această serie cu Car Vlog, la fel ca și cea de Truck Vlog. O dată pe săptămână o să apară un video nou din Car Vlog.
Avem 6 viteze plus 1 la mașința asta. Suntem în a 5 acum, la 2000 și ceva de ture, abia la aproape 3000. Nu avem nicio rută setată. Kilometri are destul de mult fișori, are 262.557 în momentul ăsta. Dar fiind motor diesel, viabil chiar, nu mi s-a părut o problemă asta. I-am luat-o pe la 230 ceva de mii, 240 de mii aproape. Adică mi se pare că are foarte mult la un motor diesel, chiar nu. Din câte am înțeles, foarte durabile motoarele astea. Seria asta, seriile astea de mașini. Sunt pe la astea 27 de alea de 2000, am gândit că am chinuite. Sau cel puțin așa zicea că sunt chinuite, frate, și nu trag. Nu trag calva, pentru că mașina e grea și nu se duce. Bun, acum întrebarea secolului, de ce am ales Audi și nu altă marcă? Aici o să vă răspund extrem de simplu, am ales Audi pentru că îmi place. Am avut de ales dintre Audi ăsta, din modelul ăsta de A6, pentru că ăsta îmi place mie foarte mult, și BMW seria 5. Și chiar alea de prin 2006 sau 2005, trebuie să alea, nu mai știu. În fine. Deci, ce S60-ul ăla? Ce pot să zic e că nu mi-a plăcut deloc. M-am urcat în el, m-am uitat, l-am studiat, mult prea puține comenzi și la banii care am luat-o pe asta, nu o puteam atinge de o mașină de un Seria 5 tot din același an. Deci era mult mai scump pe frate și nu înțeleg ce, poate pentru că, na, BMW și așa mai departe. În fine, tracțiunea spate iarăși mă dezavantaja, nu mi-a convenit, pentru că aici iernile sunt destul de grele, cel puțin iarna asta a fost destul de grea, iar cu tracțiunea spate faci față mai greu. Așa, și mașina nu mi se părea foarte, foarte spațioasă, adică asta, frate, am la loc în ea de, ți-am zis, dorm în ea două persoane liniștit, am patul de acasă. Foarte mare, foarte spațioasă. Eu acum am scaunul aproape în spatele tot dat și în spate la mine, la picioare, ai loc să stai lejer, foarte lejer. Iată ce mare mașină, chiar mare. Și plus de asta, nici aspectul pe afară nu mi-a plăcut foarte mult la mașina aia, așa că am ales-o pe asta. Asta mi se pare mult mai mare, mai lată, mai așa pe drum. Aia parte e gustat așa, deci dacă n-ai pachetul ăla M pe ea, e nașpa, frate, dacă ai pe aia stop. E urâtă, urâtă. Așa că am renunțat și am luat mașinuța asta. Asta am cumpărat-o tot de la un român. Am cumpărat-o într-o prostie, pentru că am fost să văd altă mașină, adică trebuia să văd altă mașină. Și omul ăla care trebuia să văd mașina nu mi-a mai răspuns, frate, la telefon. Ce, mă, putesem pe drum, am plecat de acasă, tot. Și nu mi-a mai răspuns la telefon, n-a zis că sunt nemci și ei sunt corect, vai doamne, pe dracu, nu sunt corect. Fac și ei căcatele lor, pentru că n-au. Asta e, pădure fără uscături nu se poate. Așa, în fine, și n-am mai fost să iau pe aia. Am stat și am căutat pe internet, chiar în ziua în care se postase mașina asta. Am sunat și salut, hai că vreau să ne întâlnim, nu știu ce, dar să văd mașina. Și nici n-am stat pe gânduri, am fost chiar la service. Am făcut o verificare completă și am și luat-o. Am primit și niște genți foarte șmechere la ea pe 19. Alea o să urmează să le montăm. Este la faină cu buza lată. O să vedeți când o să le montez. Se schimbă aspectul total. Aici am Peco ăsta, vin foarte, foarte mulți români. A1, autostrada pe care ne-am dat noi jos acum, e foarte circulată. Adică cea mai circulată autostradă din Austria. Și este parcare foarte mare aici, foarte mulți camionagi vin aici. Chiar am întâlnit șofer român de foarte multe ori aici, nu cât am stat la bordă. Așa. Bun. Este drumul care merg eu acasă de obicei de la muncă. Și să văd eu un loc mai în față, o să mă opresc să vă arăt puțin mașina și de afară. Să vedeți cum arată. Puțin mai în față.
dacă vă place această serie pe care am început-o cu Car Vlog, știu că sunt mulți care fac Car Vlog și așa mai departe, dar fiecare, fiecare își face contentul lui, fiecare cu altă mașină și așa mai departe. Dacă vă place seria asta, lăsați un comentariu, frate, ziceți ce vreți să facem noi cu Car Vlog. Nu drifturi și de-astea, că nu vreau să-mi rup mașina, chiar nu mă interesează chestiile astea. Îmi lăsați în comentarii, aole, ce greu pe acolo, no, că nu numai România, azi drumul sparte. Mai sunt și pe aici. Și îmi spune ce vreți să facem și aia facem. Bun, hai să pară mașina pe afară. Așa. Acum am jantele de iarnă. Sunt marca Borbet. Dracu să le ia pe 17 în fine. Astăzi am schimbat și un bec de ceață pentru că era ars. Adică mi s-a ars alaltă ieri și tot îmi dădea eroare în bord. Alte cumele duse rău, s-au terminat. Trebuie să schimbate. Da, cam asta e mașinuța. Tobele nu sunt ale ei, sunt modificate. Finalele de tobe sunt modificate, dar arată super așa. Am și cârlig, așa că vreau să trag ceva după mine. Foliile le-am pus eu, nu avea folii și cam atât. Bun, hai să ne îndreptăm către casă, că e frig, frate, deci chiar e frig. Ok, să-mi sună și plecăm. De aici chiar nu mai e mult până la mine acasă, mai am vreo 2-3 km 7. Fac jocul ăla și cât copii aveți, 3-4, 9, 10, 13, câte tot. Asta. Bun, prieteni, cam asta o să fie video de introducere a mașinuței mele. Mai am încă o mașină, prima mea mașină. Am un Ford Mondeo din 2000 care arată destul de bine, e făcut tot așa frumos, l-am făcut eu cum am știut mai bine, adică cum am știut și cum mi-am permis mai bine. O să facem car vlog și cu ăla dacă vreți, nu am nimic împotrivă. Cu ăla merge iubita mea la muncă în fiecare zi, este prima mea mașină și de-aia nici nu mă îndur să o vând, trebuie să-i fac ITP-ul acum și am de băgat câțiva bănuți în ea. Poza mecanic cu ea și trebuie să bag cam 600-700 de euro trebuie să bag în ea și trebuie schimba și parabrizul că e crăpat și așa mai departe, în fine. Dar am avut în plan să o vindem și să luăm alta. Dar sincer, frate, chiar nu. Deci nu îmi vine când o văd cum merge, ce fain merge și așa și n-ai prima mea mașină, chiar mi-e greu să mă despart de ea. Așa că am ales să o reparăm și să o ținem în continuare. E super ok, chiar fiind din 2000, nu-i mâncată de rugină, nu nimica, arată super bine. Aș fi vrut să vă arăt acum când ajung acasă, dar nu e acasă mașinuța. O să facem un alt car vlog și din Ford. Mașina arată destul de bine, așa că o să facem car vlog și din aia, o să vă prezint. Ok, bun, deci pe dealurile astea stau pe aici. Nu stau departe de muncă, cam 10 minute cu mașina, deci ajung repede, chiar nu. Nu e nicio problemă. Ce ai lăsat-o, tanti? Atât de încet, atât de încet. Așa. Ok. Deci, v-am zis încă o dată, dacă v-a plăcut video, nu lăsați, nu uitați să dați și voi un like și un share să vadă și prietenii voștri. Și țin să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și tuturor celor care ați dat share la videourile mele. Vă mulțumesc foarte mult, suntem deja 300 de persoane. Iar chestia asta mă motivează din ce în ce mai tare, mă motivează foarte mult să fac video. Sincer, îmi vine să filmez, frate, în fiecare zi, dar atunci va fi mult prea mult content și chiar nu am nici măcar, nu am timp să editez atâta. Pentru că mi-a ceva să editez videourile și chiar nu-mi permite timp, în timpul săptămânii nu pot. Ok, poate pe viitor, cine știe, poate vom face mai multe. Cam atât, eu mă opresc aici, nu uitați, like și share, iar cei care sunteți noi, abonați-vă, fraților,
pentru că nu aveți ce pierde. Eu sunt Ursu, iar până data viitoare, fraților, vă urez drumuri bune. Pa!